Salut! Astăzi, ca și parte a unei operațiuni mai extinse, și anume am nevoie să curăț și să dau din nou cu vopsea de sub rezervor și în partea din spate, deasupra punții spate. Deci o să trebuiască să demontez și rezervorul și puntea spate și tot absolut. Primul pas este să demontez evacuarea completă. Nu știu dacă am făcut vreun videoclip cu demontarea evacuării complexe pentru Corsa C, e valabilă pentru aproape toate mașinile, în special Opel-urile și celelalte la fel, doar că la unele evacuarea iese din partea asta altă, dinspre habitacul. Bun, primul lucru pe care trebuie să-l faceți e să vă băgați sub o groapă sau să aveți, știu, mașina ridicată pe ceva. Se desfac șuruburile astea, de fapt piulițele de la prizoane. Întâi, uite cât de ușor se desfac. Vedeți, dacă am pus mai multe piulițe și am acoperit filetul, n-am mai oxidat și se desfac foarte, foarte, foarte ușor. N-am mai umblat aici de când am schimbat distribuția de anul trecut și uite, se desfac foarte, foarte, foarte ușor. Deci nu dați banii pe piulițe scumpe din cupru sau din bronz cu acoperire de aluminiu pe filete, pentru că nu are niciun rost. Cumpărați, uite, și n-am dat nici măcar cu niciun fel de degripant. Da? Deci dacă filetul a fost acoperit complet, uite, extraordinar de ușor. Pur și simplu nu se clădește, să zic așa, strat de oxidare și de rugină pe filete. Deci folosiți ce e ieftin și bun. Foarte simplu, parcă au fost montate ieri. Fără niciun fel de problemă. Cățelul meu e nebunit de căldură. S-a băgat sub mașină și acum sapă. Ok, următorul pas e desfacerea sondei lambda. Eu am pus aici un cârlig ca să pot să o susțin bine, se desface și apasă pe ăsta, da? Atrage afară. Bun, acum se vor ține în asta de aici. Dar mai înainte de asta, o desfacem de aici. Da? Cam așa arată țeava de eșapament. Cam așa arată garnitura mea. Asta e garnitura făcută de mine din aluminiu. Din aluminiu de 2 mm. N-am mai dat bani pe garnitura atâta timp cât am coală de aluminiu și o pot face eu. Cam așa arată fagurele dinăuntru. E foarte bine, arată foarte bine. E și puțină funingine. Și funingile asta se datorează faptului că în ultima perioadă am mers mai mult drumuri scurte și n-am apucat să se încingă. Ar trebui să-i fac câteva drumuri lungi, deși am mai făcut câțiva kilometri pe drum lung, dar arată foarte bine. Următorul pas e demontarea colierului de la toba finală. Nu trebuie scoase piulițele de tot, ca la saxofon. Trebuie doar eliberat puțin colierul. Ok. Dăm un colier să lăsăm pe țeavă. Aici avem de demontat cauciucul ăsta. Unu. Aici avem de demontat cauciucul ăsta. Ok. Și ăsta e demontat. Și în partea asta îl demontăm și pe ăsta. Atenție că o să pice acum toba. Trebuie să o țineți. Da? Iar de aici o să am nevoie acum de două mâini. Trebuie să o
Să o rotesc un pic așa, pe țeavă, bateți și cu un ciocan dacă e ruginită și sau băgați și ușor bernița aici în crăpătura asta și desfaceți puțin țeava și o scoateți afară. Ok, asta e țeava de eșapament. Asta e toba finală. În toba finală avem gol, deocamdată. Iar aici avem cele două inele de cauciuc care susțin toba intermediară. Trebuie și ele demontate pentru a putea să dăm toată toba intermediară jos. Asta e mai greu pentru că acum toată greutatea apasă pe ea. E bine dacă aveți pe cineva sau cumva să susțină. Sau puteți lua în spate cum am luat-o eu acum. Aici e bine dacă dați cu puțin degripant în cauciuc, înăuntru, ca să alunece, pentru că are buza asta de aici. Ok, cam atât a fost. Acolo se sprijină pe pământ. Aici se sprijină pe punte. Invariabil, așa se întâmplă întotdeauna, se sprijină pe pământ și în punte, e jos, da? Și acum se poate scoate prin față sau prin spatele mașinii. După cum vedeți aici e ceva rugină, nu e significantă, nu e foarte importantă, dar când am dat cu vopsea, am făcut o greșeală, am dat cu metiletil chetonă. Un foarte bun diluant care a făcut, în loc să curețe, să degreseze, mi-a creat un strat antiaderent și vopseaua n-a mai aderat. În rest, e ok. În partea asta, altă unde n-am folosit metiletilchetona, uite, e ok, stratul e bun. Așa că va trebui să dau și frâna de mână. Demontarea evacuării e necesară și în cazul în care demontați frâna de mână. Frâna de mână se demontează de aici, da? Dar trebuie să demontați partea asta și cele două tampoane de cauciuc, cele două inele de cauciuc, să lăsați toată evacuarea jos și să demontați. Eu tot am promis că îmi cumpăr un scut din asta, dar n-am mai apucat, n-am mai avut timp să caut și trebuie lăsat scutul termic jos și atunci demontat de aici. Se demontează mai apoi din partea asta, se scoate de aici și se lucrează mai departe. Bun, cam asta a fost cu evacuarea. Dacă o să faceți ce fac și eu, atunci e bine. Dacă aveți nevoie să o schimbați, acum știți cum să o schimbați de la cap la coadă. Nu e greu, nu e știință mare, dar necesită mântibace și un loc bun. Bine, sper că vă folosește. Salut!